Salutare toată lumea, bine m-am fraților la un nou episod de Obvious Hacking. Dacă mai vreți episoadele genul, dați și voi frate un like la acest episod să strângem 1000 de like-uri și da, probabil că ați observat deja dacă ați dat skip la partea asta, dacă n-ați dat, sper că n-ați observat. Vreau să schimb un pic stilul de editat și l-am schimbat deja pe videoclipul ăsta, adică nu mai vreau să tai doar fazele când fac kill-uri, vreau să pun efectiv toată runda. Bine, dacă e o rundă cât de cât interesantă, dacă e o rundă în care n-am făcut niciun kill și te uiți așa ca prostul la ea, n-o s-o pun, dar rundele în care am făcut kill-uri sau am făcut ceva interesant, o să le pun toate, n-o să mai pun doar partea aia interesantă. Practic așa e și episodul mai lung, cum vreți voi. Și era cam plictisitor, mi-a zis mulți dintre voi, bă frate, dar ce asta, tu pui doar fazele când faci kill-uri și chestii de astea, știți? Și am zis să pun toată runda cum ar veni, adică când mor la începutul rundei sau ceva, să nu mai pun faza aia sau când dau ei timeout. Dar să pun toată runda, adică să nu mai dau skip doar la fazele când fac kill-uri sau nu, știți? Hai că ăsta mort. I'm playing in the bomb, guys. Do you speak English? Yes. Oh, ok. I-am auzit în urmă că vorbea în rusă și m-am speriat un pic. Am zis, bă, stai așa că nu e așa. What? De încet. Nu știu, nu vreau să dau mai tare. Go away short. Nu vreau să dau mai tare. Poate după aia se aude prost. Ah, da, și mă scuzați extrem de mult că n-am apucat să postez ieri. Numai că am avut un pic de treabă, m-am trezit pe la... Deci stați așa să vă dați și voi seama cât de handicapat îs. Eu inițial am vrut să... Nu, stai să nu-mi dea asta pic. Eu inițial am vrut să filmez, da? Dar mă culcasem târziu, mă culcasem pe la 1 și am zis, bă frate, îmi pun ceasul să sune la 6, știu că e extrem de devreme să dorm 5 ore, e foarte puțin, mă rog, foarte puțin, eu dorm în ultima vreme doar 4-5 ore pe noapte, mă rog, ăsta e un detaliu care nu cred că vă interesează, dar dorm foarte puțin și am zis, bă frate, cu oricum, dorm 5 ore, destul, mi ajunge înapoi mie. Mă trezesc la 6, zic, hai mă că mai las ceasul un pic, îi dau anulare la ceas, mă trezesc la 11:30. No, pe ce să mai filmez? Am pus repede să filmez, m-am aruncat repede, am injectat hack-ul repede în meci. Ce să mai, am dat de o echipă de-aia handicapată, am zis, bă, să-mi bat piciorul de nu mă las de YouTube. Am câștigat primele 3 runde, după aia pe aia mei, bat, 2 s-au pus AFK, 1 se învârtea, erau din încă de aceea mai probabil. Și m-am enervat foarte, foarte tare, am zis, bă, îmi bat piciorul în jocul ăsta și m-am pus să mă culc înapoi. Cam asta a fost ziua mea de azi, mă rog, după aia m-am trezit, am fost cu taică-miu undeva, chestii, astea sunt detalii, dar faza e că m-am enervat extrem de tare, am crezut că arunc calculatorul pe geam când am pățit chestia aia. Să te trezești la 11:30, am zis, hai bă, că pun episodul cu întârziere, zi la băieți, hai că pun episodul la 1, până de la 11:30 până la 12 îl filmez, după aia în vreo jumătate de oră îl editez și îl uploadez repede. Ce să mai faci, frate, că ai dat de echipă retardată, stai jumătate de oră în meci cu ei să nu-ți iei bani, dar tot am dat abandon până la urmă, că n-am zis, nu merită să-mi distrug eu nervii cu ăștia. Am zis că îmi fac de 3 ori mai mulți nervi dacă rămân în meci decât dacă dau quit. Așa măcar dau quit, îmi iau bani 2 ore sau cât îmi iau o zip și aia e, știți? Dar jucasem pe contul de Prime, acum joc pe contul non-Prime și de aia. Băi, nu știu dacă am tăiat vreo fază până acum din video la edit. Adică nu știu, eu trebuie să-l editez ora 1:02 noaptea. Nu știu dacă am tăiat până acum vreo fază. Să-mi bat piciorul, păi dacă vorbesc așa în continuu ca Eminem, pun tot meciul să mor eu. Da, și mulți dintre voi mi-ați zis, deci nu știu câți dintre voi știți, pe că aveam vreo 10.000 de abonați, dar eu în trecut puneam efectiv tot meciul, nu editam nimic, dădeam F9, filmam tot meciul, închideam filmarea la final și-l puneam așa. Dar de când mi-am luat procesorul ăsta nou, m-am îndrăgostit să editez videoclipurile, pentru că eu pe i5-ul vechi nu prea, stați așa un pic să nu mor unda asta, eu pe i5-ul vechi nu prea puteam să editez ca lumea, că la un video de o oră, să zic hai că îl fac jumătate de oră, stăteam 3 ore la render. Ei, bine, pe procesorul ăsta, la un video de o oră, stau 10 minute la render sau 20. Depinde câte chestii am editat, că dacă am tăiat ca... Dacă am editat foarte mult la el, depinde câte tăieturi, câte tranziții, etc. Oricum, cu toate efectele posibile și alea, un episod de jumătate de oră mi-a vreo 30 de... Mă rog, un episod de jumătate de oră mi-a jumătate de oră să-l rendez, cu toate efectele posibile pe el. Deci, ăsta e un lucru foarte bun. Mă rog, toate efectele posibile mă refer pentru un episod normal, adică să tranziții, chestii, intro, să mai tai, să mai pun o chestie, un text pe ecran și alea, nu efecte After Effects, nu vă gândiți la chestii de astea. Dar oricum, de atunci m-am îndrăgostit să editez videoclipurile și nu mai vreau să le las așa needitate și mi se pare prea sec. Pentru că poate am câteva secunde în care nu vorbesc. Voi ați vrea să vă uitați la un video în care stau așa puțin câteodată 30 de secunde și nu zic nimic, știți, e super sec. Și de aia am început să editez cel mai mult videoclipurile. Și cei care zic că, bă frate, de ce le editez? Spune-le needitate. Nici ei nu cred că ar vrea să se uite la un videoclip în care eu n-aș vorbi.
Ok. Ăla o să mă jure cam hack, vă zic eu, vă garantez eu că l-am jurat acum. Așa trebuie să-mi dau și ăsta mai încet un pic. Gobi, guys, gobi. Mamă, 8 cu 2 îmi place. Mamă, la 10 cu 0 coaie? Mă, ce? Rang 2, stai. Mamă, ce poză are. Doamne, mă. Doamne, mă. Gata, mi-au acum plus 18 la video. S-au dus bănuții de pe video. S-a terminat șmecheria, gata. Nu mai era prea mult Smart TV. Cum ziceau băieții că îmi iau Smart TV din banii de YouTube. Da, dar oricum, faza asta cu banii din YouTube, cum zic mulți. Cum zic mulți YouTuberi, bă frate, păi stai, cum adică cu banii din YouTube? Păi eu câștig foarte puțin YouTube, nu pot să-mi iau nimic din banii de YouTube. Nu e adevărat, nu-i credeți pe aia care zic chestia asta. Niciodată să nu mai credeți chestiile astea, că și eu le credeam. Când mă uitam în 2014 la YouTuber și ziceau că bă frate, eu nu câștig mult din YouTube, ce să mai, chiar credeam. Ziceam, bă omul poate chiar nu câștigă din YouTube, ce se poate face de plăcere, nu există așa ceva. Deci nu există așa ceva. Eu care la 36.000 de abonați am avut luni în care am scos și 150 de euro din YouTube, să vină un YouTuber cu 1.800.000 de vizionări de abonați, care face în medie pe lună 26 de milioane de abonați, care are parteneria cu Samsung și cu toate firmele, să vină să zică că nu face bani. Mai ușor, frate, că nu te crede nici Mickey Mouse în puii mei, știi ce zic? Deci nu mai credeți chestiile astea, cum zic youtuberii, frate, eu nu câștig bani, eu nu sunt sărat, frate, ce ai, eu nu câștig, frate, eu fac din plăcere YouTube. Eu pot să zic că fac din plăcere, pentru că eu la cât scot din YouTube, hai să zic că pot să-mi iau ceva, nu vreau să fiu de la egoist, să zic, bă, ce să-mi iau din banii de YouTube? Îmi iau acolo un suc, o alea, mai ies în oraș, mai duc la un film, dar nu... Să zic că mă spăl în ban, frate. Niciun caz. L-am așteptat acolo. Bă, mamă, ce am dat-o și nu câștig nimic din parteneriatul cu Unity, asta să fie clar. Nu mai îmi ziceți mulți, bă, frate, cât câștigi din parteneriatul cu Unity. Nu câștig nimica. Eu am făcut parteneria cu ei pentru că eu le-am cerut chestia asta. Eu le-am zis, bă, băieți, ia dați-i și mie acolo hack-ul, filmez și-o cu el. Voi mai faceți un bonus că vi-l cumpără băieții. Eu mai fac un abonat ceva, pentru că eu la momentul respectiv nu mai aveam niciun hack cu care să joc. Și am zis, bai, să profit de chestia asta, că am abonat mulți. Și poate cineva chiar vrea să facă parteneria cu mine. Și am și hack pe gratis și îl și promovez, fac și giveaway-uri. Bine, giveaway cu Unity am făcut doar pe live-uri. Poate o să vorbesc cu băieți. Uite, că acum cu ocazia că fac un an de parteneria cu ei, da, pe 12 februarie sau pe 2 februarie, nu mai știu exact, fac un an de parteneria cu băieții de la Unity. Și cu ocazia aia o să vorbesc cu ei, să dăm vreo 2-3 licențe, nu știu, de o lună, sau nu știu, poate primul loc să fie 3 luni, al doilea loc o lună, vedem, văd și eu, pentru că nu pot să le cer chiar toate chestiile astea. Știți ce zic? Nu pot să mă duc la băieți, aibă, băieți, ce licențe i-a dat-mi cu așteți. Dar o să vorbesc, probabil o să facem un giveaway super ca lumea, știți? Azi, o secundă că ăsta, sau să fie locul 1 o lună, locul 2 să fie, nu știu, trial de 48 de ore, locul 3 să fie un cupon de reducere 40% sau chestii de astea, știți ce zic? Azi, o secundă că ăsta, mă, cam, mamă, i-am dat-o la băiat. Știți, deci chestii de astea, nu am făcut să câștig eu bani și de alea, pentru că credeți-mă că acum chiar am primit multe propuneri de la cituri să le promovez citul pentru bani. Și... nu, nici n-am refuzat, dar nici, adică nu le-am scris, nu le-am spus la propuneri, să zic așa. Pentru că pe mine nu chestia asta mă interesează, pentru că pot să primez bani. Credeți-mă, pot să primez bani și să promovez citul. Dar, în primul rând, nu vreau să fac parteneria cu toate chinezările de cituri, ca după aia voi să vă luați bani, să veniți tot pe mine, că voi, frate, ce hack ai promovat, asta e așa. Pentru că am pățit chestia asta, știți foarte bine că am pățit, nu o să dau numele citului, dar am pățit chestia asta. Că am promovat un cit și v-ați luat toți bani cu el la Vaclav. Și după aia toți ați sărit pe mine. Că frate, ce ai făcut? Ce hack ai promovat? De aia nu mai acceptă parteneriatele cu toate hack-urile. Deci, dacă mi se pare un hack bun, prima dată le dau mesaj, bă băieții, lăsați-mă și pe mine să joc cu citul, să văd cum e și facem parteneria dacă îmi place. Și dacă vine cineva la mine să zică, bă frate, facem parteneriat, ori cer citul, dacă chiar îmi place, deci dacă chiar am făcut cacofonie, nu contează, dacă îmi place citul, mi-a făcut o impresie bună, îmi place site-ul, e tăc, îmi place design-ul, văd care host ăsta, văd care, ăsta, nu vine acum să zic, bă, mi s-a blocat CSU, sper că nu. Și am văzut multe cituri de jocuri, nice, m-am cunoscut pe ăla. Am văzut multe cituri de jocuri, din de alte jocuri, de Dead by Daylight, de multe alte chestii, numai că la Dead by Daylight, spre exemplu, trebuie să... De exemplu, nu spre exemplu, ce pui mie de analfabet să-ți mă... La Dead by Daylight trebuie să cenzurezi numele, pentru că dacă nu, vin băieții și îmi dau bani, știți? Deci cam așa merge la unele jocuri. Dacă îți văd băieții numele cum îl văd eu aici, îmi dau bani.
Deci dacă vreau să joc Dead by Daylight, de exemplu, Quake sau alte jocuri de genul, trebuie să cenzurez numele. Și aia înseamnă ore în șir de editat și de uitat la fiecare detaliu. Pentru că aia înseamnă că dacă nu editez bine, va trebui să-mi iau cont nou de fiecare dată când filmez un episod de Dead by Daylight. Și n-ar fi ok nici pentru mine să dau 10 euro sau cât e pe G2A Dead by Daylight pentru un episod pe care fac niciun dolar, știți? Deci nu... Nu știu dacă o să fac chestia asta, dar dacă vreți, puteți să-mi ziceți în comentarii jocuri pe care ați vrea să vedeți episoade Quake. Mamă, stai așa, boss, că ăsta s-a enervat pe mine rău de tot. S-a pus pe... Mi-am luat kick. Cam dat, m-am jucat mai înainte. Eu de obicei când vreau să fac rank 2, mă joc Arms Race. Și mi-am luat vreo 6 kick-uri în seara asta. Deci să vă dați și voi seama câte kick-uri mi-am luat în seara asta. Deci 6 kick-uri mi-am luat, frate. Sper să nu mai ia la din spate, că... Nice, let's go short. 6 kick-uri mi-am luat, frate. 6 kick-uri, efectiv. Au. Mamă, nu știu ce a fost asta, serios. Chiar îmi pare rău, dar nu știu ce a fost asta. Stați așa că am repornit filmarea pentru că îmi dăduse crash-ul ăla. Mă rog, crash, nu era, n-a fost crash, dar a fost așa, mi s-a închis jocul și am crezut că e de la placa video și am vrut să fiu sigur că filmarea încă merge, că după aia mi se vedea pixelat tot și de alea și chiar îmi spăgeam calculatorul atunci dacă se întâmplau chestii de alea. Dar aparent nu s-a întâmplat nimic. Și ăla dacă dă push, practic e pizza dead guy. Hai, dă-i rush pe el. Dă-i doar rush, dă-i rush. Ah, nice, măcar l-au omorât ai mei. Deci cam asta este faza la mine. Eu sunt un tip corect când vine vorba de chestii de astea, pentru că nu vreau să vă mint în niciun fel. Știu cum e să fii mințit în halul ăsta. Și eu chiar credeam chestiile astea. În 2014-2015 când mă uitam la YouTube, nu știam chestiile astea, chiar le credeam. Chiar ziceam, bă, frate, omul are dreptate. Poate chiar nu face bani, na, pui mei. Și în primul rând, de ce ți-ai mințit abonații în halul ăsta, frate? Pentru că până la urmă, na, puii mei, abonații tăi, până la urmă, datorită lor ai crescut și datorită lor ai ajuns unde ai ajuns, știi? Nu văd scopul de a-i minți, pentru că tot se află până la urmă și nu-mi faza că se află, pentru că și dacă s-ar afla, mare lucru, toată lumea știe că faci bani din chestia asta, dar să minți în față, e ca și cum ai venit așa, ca și cum aș veni cu teancul de 100.000 de euro așa la tine, ți-aș da prin fața ochiului, zic, bă frate, eu sărac, ce-ai? Nu fac bani, frate, ce-ai? Bine, am exagerat un pic acum cu teancul de 100. Am exagerat un pic cu teancul de 100.000 de euro, dar vă zic așa, în general, e ca și cum aș veni așa cu să vin cu un BMW X5 la tine și să zic, bă frate, stai, scuze, eu sărac, nu fac bani, ce? Sărac, lucrez pe salariul minim, pe economie, de-abia muncesc, mă duc și de-abia mănânc, știi? Și eu să vin cu X5-ul la tine în curte. Ceva de genul, ăsta unii pe YouTube în ziua de azi, care se plâng. Nu dau nume. Nu vreau, chiar nu vreau să dau nume, nu. Și nici nu pune anunțuri pe video. Ați văzut că eu pe videoclipurile mele pun câte 3-4 anunțuri pe video. Depinde cât de lung e. Că dacă e un video de 10 minute n-aș vrea să pun mai mult de 3 anunțuri, pentru că o să vă disper. Dar sunt youtuberi Schmigel, care pe un video de 10 minute am văzut că cam pune 20 de anunțuri. Și aia e cam un pic nesimțire, având în vedere că eu mă chinui să pun 3 anunțuri ca să nu vă disper pe voi. Și domnul Schmigel pune 20 de anunțuri pe 10 minute. Adică odată la, stați așa să calculez 30 de secunde, voi trebuie să dați acolo skip ad sau să dați X la chestia aia. Odată la 30 de secunde, dacă vreți să vă uitați la un video de 10 minute. Gândiți-vă la chestia asta. Omul face bani, da, Schmigel face bani și face mystery box-uri, dar cum merge cu nervii voștri? Și că, na, pui mie, practic se laudă pe banii voștri. Și chestiile alea cu mystery box sunt fake. Și din chestia aia și din YouTube nu scoate atâția bani să fac el chestia aia. Și și dacă ar scoate, na, nu și-ar cheltui pe căcaturi de alea. Credeți-mă pe mine că nu și-ar cheltui. Ce pui mie, mă, să fim serioși. Voi, dacă ați câștigat 5.000 de euro pe lună, i-ați dat pe un căcat de la de mystery box sau ați face ceva mult mai creativ cu banii aia? Adică să vă duceți într-o excursie sau ceva, nu știu, să faceți ceva mult mai creativ. Adică de 5.000 de euro ție mașină la mâna a doua foarte, foarte ca lumea. Și tu să-i dai pe un mystery box? Ne, nu cred chestia asta. Ba, nice, am câștigat. Very nice. Nice, mă uitam la o poză de pe FB, de a mea, care are 384 de like-uri. Ok. Nice, 21 cu 14, nu mai știu să citesc la ora asta, să-mi bat piciorul, bă. Băi, o să-mi pun numele Schmigel, ia stați un pic, Schmigel. Gata, bă, băiți, trebuia să am și poză cu orez, cu gami orez, frate, dar mă scuzați, n-am avut cum. Mamă, Runs Gaming 17, Adonis, doamne, mă, ce nume au ăștia. Adonis, where are you from? Nu știu dacă se citește Adonis în limba lui. Yellow? Where are you from? Hutz, am zis hutz, mă. Nice. Bă, Schmigel.
Mamă, ăștia vorbesc toți în rusă, frate, ești nebun. Pe ce să înțeleg de aici? Zicești mie cineva, traducești mie cineva ce scriu băieți în chat? Last one T-base. Kill him, man. Kill him. Kill him. Come on. I know you can do this. Nice. Good job. Mamă, cât de cringes. Nu e să cred așa ceva. Deci cred că ești cel mai cringe om de pe planeta asta, să-mi bat piciorul. Da. Uai, știi, când mă gândesc cât de pașnic era YouTube-ul în 2013 când făceam eu Samp și Minecraft și aveam PC-ul la praf și mă enervam, îi dădeam cu piciorul în unitate să meargă ca lumea. Doamne, mă, când mă gândesc ce pașnic era atunci. Îi făceai un video, nu se lua nimeni de tine, zicea oamenii, bă, ce tare ești. Acum dacă faci un video, zic oamenii, bă, ce cu hainele alea, ia și tu Gucci Supreme, bă, dacă nu, bă, ce cu fața aia, bă, schimbă fața aia, știi? Era mult mai pașnic în 2013. Era Bianca, da, și Shelly era cumva, bă, să-mi bat piciorul. Frate, era lumea așa de pașnică, provocări, Q&A-uri, nici nu prea, adică nu prea făcea lumea Q&A atunci, dacă stau să mă gândesc. Făceau, na, nu făceau mulți. Dar acum oamenii, ce se gândesc? Bă, frate, hai să fac și eu niște bani în plus. Dar n-am idee de video. Nu, nicio problemă, Q&A, facem noi 10 minute de video, punem 20 de aduri pe videoclipul ăla de 10 minute și am făcut banii de șaorma, știi? Dar înainte era lumea mult mai calmă, frate. Nici nu puneau mulți anunțuri pe videoclipuri. Nu puneau. Puteai să faci video de jumătate de oră, că nu puneai anunțuri multe pe el. Puneai un anunț. Adică ăla pe care ți-l pune YouTube-ul automat. Da, acum un video de 10 minute se înghesuie anunțurile la un YouTuber, frate. Ești nebun. Se dau la o parte, nu mai știi. Deci te uiți la un video, vrei și tu, știi cum se uită unii la videoclipuri, îl pun pe monitor videoclipul, pe calculator se pun în pat. N-ai cum, frate, ziua de azi te ridici din pat din două în două minute, frate. Ce din două în două minute? Din 30 în 30 de secunde să dai skip la anunț, știți? Na, tristuț. Și eu pun anunțuri. Și mi se pare că pun chiar destul de multe, 3 pe video de 10 minute, adică o dată la 3 minute, o dată la 4, mă rog, cam pe acolo. Dar nu abuzez de chestia asta, frate. V-ați prins voi ce am vrut să zic. Fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi un like și un subscribe dacă mai vreți episoade de genul în continuare în care dezbatem subiecte, cum să le zic așa, interesante. Apăsați pe butonul de like să strângem 1000 de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Salut!